În al Sfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu numeros sobor de preoți, a săvârșit slujba de sfințirea Mănăsirii Handâmbu din județul Ileaș. Peste 5.000 de pelerini veniți din toată țara au fost prezenți la slujbă. Mănăsirea a fost construită la jumătatea secolului al XVII-lea. În 2003 a fost lovită de un puternic incendiu și înăuntru totul a ars cu excepția iconei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni. Icoana era deja cunoscută pentru puterile sale binefăcătoare, iar părintele starez Nicodim Gheorghiță spune că în ziua de bobotează din 1992, icoana a lăcrimat pentru prima oară. De fiecare dată când se întâmpla minunea, pelerinii veneau cu miile. Este vorba de oameni care s-au tămăduit de boli grele sau au scăpat de blesteme după ce s-au închinat la icoană. După slujba de sfințire, pelerinii au fost invitați la o masă mare la care săteni și călugări au pregătit mii de sarmale vin, plăcinte, poale în și alte bucate.